Adevărat grezi vouă, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntele acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, când Domnul va avea credință dreaptă, tare, unită cu faptele bune și mai ales rugăciune, post, unul ca acela poate cu ajutorul lui Dumnezeu să facă minuni mari, să primească de la El tot ce va cere spre folosul sufletului și al altora. Acest adevăr ne-l arată Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi prin următoarele cuvinte. De veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta și nimeni nu va fi vouă cu neputință. Apoi, arătând puterea mare a postului și a rugăciunii, zice, dar acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pentru a ne putea da seama de puterea credinței, vom aduce mărturia Sfântului Apostol Pavel, care arătând multe din faptele credinței, zice, prin credință pricepem că s-au întemeiat veacurile cu Cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd. Prin credință Enoh a fost luat de pe pământ ca să nu vadă moarte. Prin credință, luând înștiințare de la Dumnezeu, despre cele ce nu se vedeau încă, a gătit cu evlavie o corabie spre mântuirea casei sale. Prin credință, Avram, când a fost chemat, a ascultat și a ieșit la locul pe care era să-l ia spre moștenire și a ieșit neștiind încotro merge. Prin credință, însăși Sara a prins putere să zămislească fiul, deși trecuse de vârsta cuvenită, pentru că l-a socotit credincios pe cel ce făgăduise. Prin credință, când s-a născut Moise, a fost ascuns de părinții lui 3 luni, căci l-au văzut prunc frumos și nu s-au temut de porunca regelui. Prin credință, a părăsit Egiptul fără să se teamă de urgia regelui, căci a rămas neclintit ca unul care a văzut pe nevăzutul împărat. Prin credință, în Dumnezeu a trecut israeliții Marea Roșie, ca pe uscat, pe când egiptenii încercând a trece și ei s-au înnecat. Iubiți credincioși, la aceste mărturii despre puterea credinței amintite de Sfântul Pavel, din Vechiul Testament putem adăuga și alte multe mai mari luate din istoria creștinismului, de la Hristos până astăzi. Prin credință, Fecioara Maria a primit vestea bună de la Arhanghelul Gabriel, și s-a îmbrădincit să nască în trup pe Hristos, Mântuitorul Lumii. Prin credință, Sfântul Ioan Botezătorul a primit să boteze în apele Iordanului pe Fiul lui Dumnezeu și a văzut pe Duhul Sfânt ca pe un porumbel șezând deasupra Lui. Toate prin credință, pescare, au lăsat toate urmând lui Hristos. Au devenit pescari de oameni. Prin credință, apostolii au primit harul Duhului Sfânt, cu puterea Lui și a vestit Evanghelia Mântuirii în toată lumea. Prin credință, Pavel, vasul alegerii, s-a convertit la Hristos pe calea Damascului și a ajuns cel mai mare apostol al neamurilor. Prin credință, Apostolul Petru a primit să fie răstignit la Roma, pe cruce, cu capul în jos, pentru dragostea în Hristos, iar Sfântului Pavel i s-a tăiat capul. Prin credință, zeci de milioane de creștini au primit cu bucurie
să fie arșivit, tăiască și azi de lei sau necat în mare, pentru Evanghelie strigând, suntem ucenici al lui Hristos, fii ai lui Dumnezeu, după dar și suntem gata să ne dăm viața, să ne trăim cu El în veci, decât să ne lepădăm, să ne osândim în iad. Prin credință vie în Dumnezeu, ucenicii Sfinților Apostoli, dumnezeiești părinți, au mărturisit, au apărat dreapta credință ortodoxă prin cuvânt, prin minuni, au fixat-o definitiv în dogme, canoane, la cele șapte sinoade ecumenice. Mulți creștini iubitori de Hristos au părăsit grijile, plăcerile lumii, s-au făcut călugări, sihaștri, sfinți prin mănăstiri, prin munți, prin crăpăturile pământului, ducând o viață îngerească. Prin credință, nenumărați păgâni s-au convertit la creștinism, mulți păcătoși s-au îndreptat, au devenit creștini desăvârșiți. Prin credința în Dumnezeu, dragostea pentru Hristos, casele creștinilor s-au transformat în biserici, fecioarele au devenit mirese a lui Hristos. Iar bărbații cu viață sfântă au ajuns mărturisitori ai ortodoxiei, slujitori vrednici ai sfintelor altare. Prin credință în Dumnezeu, după 2000 de ani de luptă cu puterile întunericului, creștinismul s-a răspândit în toată lumea, biruind marele arme ale satanii, credinței, sectele, desfrâul și ura dintre oameni. Au arătat aici câte mărturii despre mari fapte ale credinței, în continuare vom vorbi pe scurt despre puterea rugăciunii și apostolului. Mai întâi trebuie să facem rugăciunea cu credință, apoi trebuie să o facem din toată inima noastră și neîncetat. Ne ajută foarte mult faptele mari, minunate ale rugăciune, postului. Sunt nenumărate spre încredințare, vom vorbi aici despre câteva din ele. Prin rugăciune și post, Moise prorocul a luat din mâinile lui Dumnezeu tablele legii. Marele proroc Ilie a încuiat cerul să nu plouă 3 ani și 6 luni. Și iarăși cu rugăciune, cu post, a pogorât foc din cer și a descuiat cerul, din a dat Dumnezeu ploaie pe pământ. Cu multe rugăciune și post, Daniel, prorocul, a ieșit nevătămat din groapa leilor. Au ieșit nenevitenii, au scăpat de pe ire. Rugăciune, post, poruncește Dumnezeu pentru prin prorocul Ioel să facă iudeii spre a scăpa de urgia lui Dumnezeu. Prin post de 40 de zile, Mântuitorul biruiește cele 3 ispite ale satanei în pustie, cu rugăciune, cu post. Ana, prorocița, a născut pe Samuel, fiind stearpă mai înainte. Cu rugăciune, cu post, aspru a petrecut toată viața Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul, pentru care a fost mărturisit de rugăciune și cu post s-a întărit Sfinții Apostoli în osteneală, în osteneala propovăduirii Evangheliei lui Hristos. Cu rugăciune și cu post se izgonesc diavolii din oameni. Pe rugăciune, post, Sfinții lui Dumnezeu au făcut minuni mari, multe, în legea veche cât și în legea Harului, cum citim în Sfânta Scriptură. Iubiți credincioși, dar să luați aminte că nu toată credința este bună, ci numai credința cea dreaptă ortodoxă, unită cu fapte bune. Numai rugăciunile postului rânduite de biserică dremuritoare sunt bune. Iar rugăciunile postului care le fac păgânii sectanții, sectare de astăzi, eretice, sunt uriciuni înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu se fac după îndreptarul credinței apostolice. Sfântul Apostol Pavel ne arată că cel ce nu se luptă după lege, nu se încununează. Numai cei ce slujesc lui Dumnezeu în adevăr, lucrează toate faptele bune după dreapta credință spre slava lui Dumnezeu, poate să dobândească mântuirea sufletului său. Astfel, toate posturile rugăciunile noastre devin urăciune înaintea lui Dumnezeu.
Așadar, frați și surori, fiți cu mare luare aminte și să nu vă luați după cei rătăciți. De la dreapta credință, cum sunt sectare de astăzi, călora li se pare că vor domâni mântuirea lor fără a asculta de Biserica lui Hristos. Auzi ce spune Sfântul Efrem Siru, când mintea omului va părăsi dreapta credință, toate faptele sale cele bune nu mai sunt de folos. Iar Sfântul Ioan Damaschin, arătând același lucru cu alte cuvinte, zice: binele nu este bine când nu se face bine. Despre puterea rugăciunii a credinței se vorbește în Evanghelia ce s-a citit astăzi, în care se spune cum a vindecat Mântuitorul un copil demonizat. Copilul a fost adus de tatăl său la uceniți, dar aceștia n-au putut să alunge Duhul rău din el. Iată, iar dacă a coborât Domnul de pe muntele Tabor, tatăl copilului a îngenunchiat la picioarele lui și a zis: Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și greu pătimește, că de multe ori cade în foc, de multe ori în apă. L-am adus la ucenicii tăi, dar n-am putut să-l vindece. Vedeți ce greu să vindecă un om epileptic, iubiți credincioși, stăpânit de Duhul necurat? Că dacă nici apostolii n-au putut să vindece acest copil demonizat, cu atât mai mult mai greu a reușit preoții să vindece pe cei stăpâniți de diavol. Și mai ales pe cei robiți de multe patii grele. Diavolul obișnuiește să-l arunce pe cel epileptic uneori în foc, alteori în apă, ca să-l omoare, să nu amăgească și să ne amăgească a crede că nu el, și apa și focul au ucis. Dar asupra sufletului celui bolnav, vrăjmașul nu are nicio putere, însă pe cei robiți de patim cumplite precum necredința, mândria, mânia, beția, desfârul, uciderea care nu-i chinuie, diavolul e mai rău ca pe cei epileptici. Nu vedeți pe unii ca aceștia cum îi chinuie patimile, cum se aprind ca de foc de patima mâniei, a desfrâului, a mândriei, a răzbunării, patim ce stăpânesc beția, astăzi toată lumea. Pe cei bețivi nepăsători de a lor mântuire, nu vedeți cum îi aruncă diavolul în apa necredinței, al nesimțirii sufletești, unii ca aceștia, chiar dacă le vorbești de rai, ei nu-l doresc. Iar dacă le spui de boli grele, de moarte, o sunt a iadului care îi așteaptă din cauza păcatului făcut, ei nu se cutremură. Nici nu vor să le părăsească prin îndreptare, căci păcatele vechi, adică patimile, întunecă, orbesc mintea omului, sufletul, conștiința oamenilor, să ne ferească Dumnezeu pe toți de o asemenea orbire și moarte sufletească, iubiți credincioși. Milostivindu-se Dumnezeu de suferința copilului, a zis tatălui său: aduceți-l aici la mine. Apoi, certând demonul, Duhul rău a fugit. Iar copilul s-a făcut sănătos din ceasul acela. Apropiindu-se ucenicii de Hristos, l-a întrebat: pentru ce noi n-am putut să scoatem pe demon? Pentru necredința voastră, a răspuns Mântuitorul. Că acest neam de demon nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Din aceste cuvinte vedem că Domnul mai întâi cheamă pe cel bolnav la sine, dacă toți se feresc și chiar fug de cei bolnavi, Fiul lui Dumnezeu îi cheamă la el, mângâie, pune mâinile pe ei și vindecă, atât pentru credința bolnavilor, ci și pentru credința rudelor, atât pentru credința bolnavilor, a rudelor, a celor ce îi aduc la el, Fără credință tare în Dumnezeu, nimeni nu se poate vindeca. Dumnezeu este colaborarea noastră. Dumnezeu revarsă harul Său asupra noastră, iertarea. Iar noi trebuie să aducem credință vie în Dumnezeu. Trebuie să aducem smerenie, pocăință. De aceea răspunsul ucenicilor că din cauza necredințelor n-au reușit să scoată demonul acel copil. Vedeți ce mare este puterea credinței, iubiți credincioși, dar ajutată cu rugăciune.
Toate trei la un loc fac nenumărate minuni și vindecări. Iar una fără alta nu aduc niciodată roade, nici nu se împlinesc cererile. La orice cerere a credincioșilor trebuie atât în partea lor, cât și a preoților slujitori aceste trei virtuți obligatorii. Credința, rugăciunea și postul. Ba celor bolnavi se mai cere și spovedanie în generală, cu pocăință hotărâre. Cea mai grea boală nu este cea trupească, ci cea sufletească, pentru că pierde și trupul și sufletul. Cea mai grea demonizare a omului este epilepsia, care chinuie numai trupul, ce este înrobirea omului de patimi, ucigătoare de suflet. Un om stăpânit de beție, de sfârul, este un om posedat de diavol. Pentru aceea este mai greu de vindecat un bețiv, un desfrânat, un ucigaș, sau un om stăpânit de ură, de lăcomie, invidie, decât un om chinuit de un duh necurat, cum este copilul din Evanghelie de astăzi. Întristarea noastră este că astăzi numărul credincioșilor, tineri și bătrâni stăpâniți de asemenea patim, este cu mult mai mare ca odinioară. Înclinarea oamenilor tot mai mult spre beție, spre desfrâu, spre necredință, grupări sectare, spre egoism, divorț, ucidere, ne îngrijorează din ce în ce mai mult. Ba, acest fenomen se extinde mai ales în rândul celor tineri, în ultimii ani, prin filmele de groază care duc la crimă, filmele imorale care împing în masă la păcate pe atâția tineri care cad pradă acestor droguri diabolice, străine de suflet, de credință, cu mințenia neamului nostru omenesc. Dumneavoastră, frați și surori creștini, în calitate de fii ai Bisericii lui Hristos, de mamă și tată, frate și soră, educători și de copii, aveți mare grijă cum vă creșteți copilașii pe care vi-a dat Dumnezeu. Nu-i ucideți înainte de naștere prin avort, nici după naștere prin sminteală, lipsă de educație religioasă. Nu-i lăsați pradă beției, necredinții, desfrâului la vârsta tinereții. Sunt copiii dumneavoastră, dar sunt și copiii lui Hristos, care ne zice, lăsați copiii să vină la mine. Aveți grijă de copiii ce vi-a dat Dumnezeu. Vom da împreună greu răspuns pentru ei, pentru fiecare suflet pierdut, furat, ucis de diavol. Duceți-i regulat la Sfânta Biserică, părinți, la rugăciune, la spovedanie, la Sfânta Împărtășanie. Puneți-le la îndemână cărți creștinești de zidire, sufletească, și scăpați de desfrâu și necredință. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, iubiți credincioși, să ne izbăvească pe toți de cursurile cumplite ale diavolului, ucigași de oameni, în vecii vecilor. Amin!